putem să muncim pentru lucruri care ne reprezintă, pentru echitate socială, pentru servicii de sănătate și educație publice și de calitate, pentru locuințe sociale, pentru ca femeile și persoanele queer să fie în siguranță oriunde s-ar afla. Suntem aici ca să ne unim luptele. Suntem în prima grevă feministă generală. Vă invit să luați pancarte, să vă alăturați protestului și să ascultați manifestul pe care l-am pregătit astăzi. Ura lipită de microfon! Da, da. De 8 martie. Ok. De 8 martie facem apel la greva generală feministă. Pentru unitatea luptelor noastre împotriva capitalismului de la râu și până la mare. De acest 8 martie vrem să ne amintim împreună și să le amintim și tuturor celor care ar vrea să uităm. Puterea noastră stă dintotdeauna în felul în care schimbăm lumea în fiecare zi. Adică în munca noastră. Munca noastră din casă, munca noastră de îngrijire, munca emoțională, munca din economiile informale, munca nerecunoscută, drept muncă, adică munca sexuală și munca gestațională, munca salariată ca profesoare, asistente medicale, funcționare publice, munca fizică și manuală, munca din serviciile publice, din restaurante, din transporturi, din hoteluri, munca de salubritate, fără de care nu s-ar putea merge pe străzi, munca artistică și intelectuală. Și dacă puterea noastră stă în munca noastră, pe care o prestăm zi de zi împreună, atunci puterea noastră stă și în capacitatea de a controla tot împreună timpul, ritmul, locul, oprirea acestei munci. Oprind împreună munca noastră, oprim exploatarea, oprim acumularea și profitul de pe urma muncii noastre. Oprim sistemul economic și politic care se reproduce astfel. Oprim munca, oprim capitalismul. Puterea noastră colectivă stă în grevă. Greva înseamnă acțiune și organizare politică, colectivă și revendicatoare. Greva feministă înseamnă unitatea luptelor împotriva violențelor economice care se ascund în spatele unei false libertăți financiare prin care neoliberalismul justifică nedreptățile, împotriva naționalismului, colonialismului, precarizării, clasismului, rasismului, abilismului, speciismului și sexismului care susțin exploatarea, extracția financiară, distrugerea ecologică, criza climatică și sistemul de producție capitalist. Împotriva nenumăratelor războaie pentru profit, împotriva genocidului din Palestina și împotriva politicilor sioniste naționaliste de colonizare și eradicare etnică a populației palestiniene, împotriva statelor imperialiste care participă prin susținere militară, financiară și diplomatică la uciderea a mii de corpuri, copii, femei, bărbați, persoane queer și trans. Activismul pentru justiție socială și reproductivă nu se oprește la granițele unei țări. Puterea noastră de a schimba totul crește prin solidaritate internațională. De aceea trebuie să vorbim aici și acum despre cum corpurile feminizate din Gaza nu au acces la produse menstruale sau la servicii de sănătate sexuală din cauza genocidului perpetuat împotriva lor cu tehnologie și arme exportate și din România. Există în țară 3 subunități de producție ale companiei israeliene de armament Elbit, cea mai mare companie izraeliană de acest tip. De pe 7 octombrie până astăzi, 30.000 de persoane au fost ucise, 70.000 au suferit răni grave, în timp ce sute de corpuri se află sub rămășițele spitalelor și clădirilor bombardate, iar peste 1 milion de persoane sunt dislocate, fără acces la apă, alimente și îngrijire medicală. Din 1948 până în prezent, populația palestiniană s-a aflat într-o luptă permanentă de supraviețuire. Cerem azi urgent încetarea focului și eliberarea populației palestiniene de sub dominația sionistă. Cerem azi încetarea acestui genocid, cerem azi încetarea tuturor războaielor și oricărui genocid. Palestina liberă!